Asta e rama cu puietul care o băgasem noi. A plouat pe stup, pe rame, așa curge din ea. Dacă poți să repezi că s-a cam întrerupt. Spuneam că zici că a plouat pe rame, așa sare din, din rame. Să dea Domnul să plouă și mai tare, da. Să dea cu aversă. Ok, rama cu... Ok. Deci am făcut un pic de ordine în... gândire, ca să zic așa, 2, 4, 5, 6 rame au rămas, mai trebuie să pun 4 rame pentru o oată. Da. Eu ți-am zis, la locul cum merg, parcă ți-am spus cum, eu am un cărucior luat de la un supermarket, un cărucior de la, pe care intră, să zicem, două corpuri, unul lângă altul. Un cărucior care merge și vertical și orizontal, știi? Are două roți înclinate așa la 45, să car cu el, sau poate să îl lași jos și îl faci pe 4 roți, în sfârșit. Eu tot timpul iau cu mine și eu feliez stupul, știi, să am toate feliile lângă mine, așa, îl pun 1, 2, după aceea mănâncă pe un alt capac pe vecinul lui, al treilea, știi? Și dacă se ține mai ușor, dar... Încă o dată, pentru urmăritorii noștri, inspecțiile astea care durează mult și ce facem noi acum așa cu două videouri, sunt totuși lucrări excepționale. Eu, de exemplu, fac, așa, ce facem noi sunt numai în cadrul unor probleme. În rest, o să intrăm în culeș, o să le arătăm oamenilor, o să facem și demare, bineînțeles, și o să vedem și cum evoluează în cadrul de producție. Deci atunci nu numai cu grabia Hahnemann instalată peste cele două corpuri de jos, nu mai avem nicio grijă. Pur și simplu doar mutăm corpurile. Gata, Madane. Da, eu m-am apucat să scut rame și să le pun... Foarte bine, dar încă o dată, înainte să o scuturi, fă chestia aia, perii așa cu ochii, rama, de la stânga la dreapta, fără să cauți nimic decât ceva deosebit pe rama, atât.
Dacă faci chestia asta, ți-am spus, în 90% din 9 situații din 10, o vezi imediat. Ok, în prima fază am umplut și corpul 2 cu rame mai goale, bune de ouat. De data asta să fie unde trebuie. Oricum, e puțin probabil să fie încă ăla de sus, unde sunt multe rame cu miere, multe rame cu făiții abia, care abia au fost crescute, să zic așa. Iar tot undeva în zona Puietului va, cel mai probabil va fi atrasă. Singura necunoscută este dacă sunt rame sus bune de ouat la mijloc, ea se mai duce, se duce și în corpul 3, și în corpul 4, pentru că cuibul totdeauna ea va încerca să facă ca un ou așa la interiorul cuibului, la interiorul stupului. O fac așa. Da. Cezar, eu o să încerc să golesc un cat, ultimul cat, cel 5, am pus ramele deoparte, ca să pot să scutur mai ușor Albina în corpul 2, pentru că Albina tinde să iasă afară și e destul de... Cel mai bine așa este, da. E bun, o corpă acolo și până așa, ce scutur e, e băi, e în zona acolo. Eu de altă m-am obișnuit. Prea grozavă vremea, ce să zic, câteva zile plouă. Acum, dacă ar ploua câteva ore, ar fi bine, dar sper să nu fie toată ziua urâtă. De exemplu, astăzi, dacă a reușit să bag un kilogram. Ce
ce să zic, pare ciudat așa. Da. Hai că am renunțat să mai scutur ramele, le periez direct pentru că nu mai vreau să-mi plouă din rame. Da, da. Arunc un ochi pe noapte de la copilii, o ia mama Gaia. Ok, atunci scuturăm. Ar mai fi o posibilitate. Stocul s-a pregătit de roit, pentru că l-ai găsit cu poți totuși. La intervenția ta l-ai scos. Și atunci, noi știm că marca nu se mai urmă, ea nu mai urmă, te pregătește să zboare ce a avut pauza aia de buit pe care am avut cu noi. Da, da. E posibil să fie. Cezar, în câteva, mai am câteva rame și mi se golește un corp. Cred că ar trebui să îmi spui și cum organizez corpul. Păi de la corpul trei rame încolo, de aici încolo, acum, trebuie să fie corpul trei cel mai gol, cu ramele cele mai goale. Cum ai zis tu, foițe crescute și aproape goale, corpul 4 cu cele care au și ceva bine și corpul 5 ar trebui să înțelegeți să fie cel pe care să le extragi. Am înțeles. Adică plece exact invers. Exact invers, de la cele mai goale până la cele mai pline. Ok. Și în felul ăsta, nu să-ți fie ușor și la extras, să știi exact cum îl acolo direct unde trebuie, nu ia la mână corpurile, l-ai extras, l-ai pus pe fidelatea Haneman în momentul când e gata extras. Tot așa, și el umple capurile la rând. Am înțeles. Adică o să ai cap foarte sau câmp și o să fie și cap cu folitură de mai, da? Adică să ții cont, să faci un semn acolo. Da, cele de sus. Da. Cele de sus căpăcite deja o să fie în corpul 5. Așa, cele mai rabele căpăcite, practic, și gata de extras, să fie în corpul 5. Cele mai așa, corpul 4 și numai goale corpul 3. Și în felul ăsta nu știi când extragi corpul 5, îl extrag apoi floră de primăvară, iar că peste 5 zile, 6 zile când te uiți la corpul 1, care trebuie să fie plin de miere de salcâm, atunci știi că îi pui ușor un semn. Aia mă știi că e miere de salcâm spun. Corpul actual, care o să fie 4, o să fie intermediar, o să devină 5. Și atunci știi că și eu o polifloră. Un salcâm amestecat cu ceva. Da, da. Desene și știi exact cam ce miere ai. Hai că încerc să mai... Hai, dacă fac și numai asta, când ai găsat și cea, nu doar de asta, când de asta, ține pe și mult detalii am cap. Face pe sortimente, te știi exact. De nou, poate nu am mai secătură.
Am 3 rame de scuturat. Mai greu este să... Mai greu este să împing toată albina. Nu, nu. Da, lasă-o în pace că sigur era jos în zona curentului. Sigur, sigur. Așa că mai fără grijă, e ok. Sunt toate ramele scuturate. Acum încerc să bag albina la loc. Da. Nu facem exact cum am lovit. Pe încercate, se duce în Siemens. E greu să înfunzi atâta albină în două corpuri, dar... N-are nimic! E zi, mai ești cu afară, deși de bine. Se merge mici, data viitoare să ne mai pună cu... ...zbuciu. Ok, am pus gratia Hahnemann. Și acum începem să punem rame în corpul 3. Da, cele mai goale. Da, o să... Oricum, dacă vremea ține cât de cât cu noi, în sensul că să aibă afilie activitate, să nu te-am stuc, așa este, are sâmbătă. Păi, pădurea vinerea viitoare, trebuie să mai faci o extracție și să vezi cât s-a acumulat. Deci, tu o să extragi corpul 5. Când o să ai timp, mâine, poi mine, așa. El va deveni gol. Da, în momentul ăsta fac o selecție de rame și pun în același timp în toate corpurile cum consider că e... Că e cazul. Bun, am umplut corpul 3. Da. Gratia Hahnemann e pusă. Liberele rame au fost cam goale, nu? Ai găsit rame goale? Da, aproape goale.
Perfect. Acum corpul 4, cu miere care nu e căpăcită. Da. Imediat să mai verific un pic și... Ok. Bun, și corpul 4. Deci aici miera nu e căpăcită, e ceva miere. Și ultimul corp. În el am pus tot ce înseamnă miere căpăcită. Să trebuiască să mai vin eu cu o ramă. Că de asta am uitat. Acum știi exact sortimentele cum le ai. Cezar, cam asta este. Pun capacul la stup. Și am închis. Perfect, Dane, mulțumim frumos pentru efort și, ia să zic, cu vreme bun! Să dea Dumnezeu!